Ne dă mai multe detalii colegul meu, Alexandru Costache. Alex, bun găsit! Ce știm până acum despre acuzațiile care îi se aduc? Bună ziua, Loredana, bună ziua tuturor. Într-adevăr, Nelu Iordache a fost ridicat în această dimineață de procurorii DNA direct de pe aeroportul Otopeni, de fapt direct din avion. El se afla într-o cursă Ryanair care ar fi urmat să plece la 9:45 cu destinația Roma. Pilotul aeronavei a anunțat pasagerii că unul dintre pasageri, e vorba de Nelu Iordache, are o problemă cu actele. Imediat procurorii au urcat în avion și l-au luat pe Nelu Iordache și l-au adus chiar aici la DNA, unde este audiat de la acea oră. Deocamdată nu știm foarte multe detalii legate de acest nou dosar penal. Este clar că este un nou dosar penal de corupție, însă știm că Nelu Iordache are mai multe probleme penale, are mai multe procese în judecată. De exemplu, în martie, el a fost condamnat la o pedeapsă de 12 ani și jumătate pentru evaziune fiscală. E vorba de evaziune fiscală de 2 milioane de euro pe care Nelu Iordache, cu care ar fi prejudiciat fosta lui companie Blue Air. Însă această decizie, această sentință nu este definitivă. Iată că acum Nelu Iordache are noi probleme penale și este audiat chiar la această oră la DNA.